Potrivit buletinului nivologic emis de Administrația Națională de Meteorologie, zona montană înaltă din Argeș, însemnând golurile alpine și altitudinile de peste 1800 de metri, are un risc de avalanșe de gradul 3, adică unul ridicat. Stratul de zăpadă proaspăt nins depășește 60 de centimetri, iar în perioada minivacanței de 1 decembrie vor fi fluctuații majore ale temperaturilor, trecând de la minus 18 grade Celsius până la plus 12, ceea ce înseamnă un gradient de 30 de grade. Acest lucru poate duce la fragilizarea stratului, iar acolo unde sunt plăci de vânt sau acumulări masive de zăpadă, acestea se pot dinamiza. Vântul va avea intensificări de 50-70 de km pe oră, ceea ce înseamnă transport de zăpadă suplimentar. Toate traseele turistice din zona montană a Argeșului sunt și rămân închise, iar în această perioadă salvamontiștii consideră că nici măcar abordarea în stil alpin nu este de recomandat, dat fiind riscul de dinamizare a stratului de zăpadă potecile și semnele de marcaj nu sunt vizibile, linia potecii este sub un strat gros de zăpadă, în plus încercarea de a urma o linie imaginară a potecii de vară, putând duce la accidente grave din cauza ruperii echilibrului din strat. Turiștii sunt sfătuiți să rămână în zona cabanelor și să nu încerce excursii în golurile alpine sau spre vârfuri, chiar dacă starea zăpezii în zonele joase arată încurajator. Zona înaltă poate prezenta porțiuni alternante de zăpadă viscolită cu pleș de vânt sau acumulări masive de peste 150 de centimetri.